Salut și bine venit la Germana fără Africa cu Gerhard. Sunt Gerhard Orwand, profesor nativ din Hamburg și limba română am învățat doar ca adult, de la zero. Așa cum și pe tine te voi învăța să vorbești liber germana de la zero. Cum să învățăm limba germană ca la shopping? Este un paradox că, pe de o parte, majoritatea elevilor spun că n-au suficient timp pentru a învăța limba germană, dar, pe de altă parte, când observ ce face cineva pentru limba germană sau pentru orice altă limbă sau, de fapt, pentru orice alt lucru, se comportă de parcă ar avea tot timpul la dispoziție. Ce vreau să zic? Atunci când cineva se apucă să facă ceva pentru limba germană, atunci învață fără un vreun sentimente, de urgență de prioritizare, adică se apucă de un lucru la, la nimeni real și permit ca acest lucru să dureze cât se poate de mult. Haideți să-ți dau un exemplu ca să înțelegi despre ce vor. Sunt anumite formate de televiziune, cândva am văzut așa format, în care ai voie să iei de la un magazin de la un centru comercial tot ce vrei într-o anumită limită de timp. Adică, ai de exemplu, 10 minute și poți să iei acasă, gratuit, totul ce poți prinde în 10 minute. Conceptul e clar? Ai 10 minute, se deschide ușa și cu 2 trei alți candidați puteți alerga prin tot centrul comercial și să puneți mâna pe orice doriți. Situația e clară, da? Atunci, ce ai face tu în așa situație? Sau cum te-ai pregăti înainte să se deschidă ușa? Atunci, tu ai luat tot ce se află lângă casă, așa, pur și simplu, la nimereala, sau ai fi mai strategic? Probabil vei fi mai strategic și te vei gândi anticipat care sunt cele mai valoroase lucruri care sunt în acest magazin ca să ajung mai repede la ele, corect? Nu o să iei o gramadă de hârtie igienică sau ciorap. Uh -huh. Probabil ve te vei gândi unde să ascund aici ceasuri Rolex-uri sau utilaje electronice electronic, sau haine de brand, etc. Și te vei duce în primul rând la cele mai valoroase lucruri. E logic, corect? Și dacă ai apoi mai mult timp, îți iei ceva mai puțin valoros. Asta ar trebui să fie atitudinea ta pentru timpul care înveți limba germană. Adică, majoritatea dintre noi se comportă cum un participant la așa show care nu e deloc interesat ce lucru e valoros și nu dacă el vede hârtie igienică, ia două minute hârtie igienică, apoi vede șorab, ia cinci minute șorab, Și apoi a expirat timpul și da seama că nu a luat ceva mai valoros. Adică, înainte să faci ceva, pentru limba germană trebuie să te gândești, care sunt cele mai valoroase lucruri care le-ar trebui să le învezi în limba germană? Și asta e o întrebare care de obicei nu-ți nu poate soluționa o aplicație sau, pur și simplu, o pagină web. Aici tu singur trebuie să te gândești independența de obiectivele tale pentru limba germană. Pentru funcția mea, profesia mea, studiile mele, care sunt următoarele cuvinte care trebuie să le știu dacă e vorba de a învăța cuvinte sau dacă e vorba de gramatică. Având în vedere greșelile mele tipice de gramatică, după ce mă filmez regulat și mă analizez cum vorbesc, care ar fi următoarele trei de reguli de gramatică care ar face să îmi scot majoritatea din greșelile mele. Și, și atunci când ai doar 10 minute pentru germana, în aceste 10 minute zilnice poți face, poți mișca munți la germană. Dar dacă tu înveți orice alt lucru, nu se schimbă nimic. Nu simți că faci progres. Ne vedem.